parteneriat între gimnazială 1 și liceu și sperăm că urmează o lungă colaborare. Doamna director, ne-am adunat pentru a susține acțiunea antidrog. Deci vă spune nu drogurilor. Ne bucurăm de parteneriatul încheiat între școala gimnazială numărul 1 și liceul teoretic. Vă mulțumesc! Și o să vă invit în fața voastră pe doamna doctor Gizela Canavaș. Am luat chiar și o doză de drog, s-am curat să mă duc să-i spun
Foarte puțin. Dacă e pe bune să mă uit, foarte puțin. Ca și copil, încă mai am acea dorință de a duce, de a fi pe părintele meu. De-aia mai spune lucrul care mă supără. Adolescenții, care e pe partea de ce mă vorbesc, adolescenții mă duc spre prieteni. Îmi e mult mai ușor să am relații cu prietenii mei cordiali, care să le spun, îmi place de o fată, îmi place de băiat, am dus în club, am băut o șansă și așa mai departe. E mult mai ușor pentru că deja adolescentul se reduce spre adult. Vreau să fiu valorizat ca un adult. Nu mai place să fiu tratat ca și copil, deși unul nu-mi place să dar vreau să fiu respectat și să fiu la același nivel cu adultul. Dacă adultul nu mă valorizează la nivelul pe care eu sunt, n-am să am curaj să-i spun ceva pentru că știu că mă va părăsi. Și atunci mă duc pe prieteni. Nu înseamnă că e un lucru rău. E un lucru foarte bun să ai prieteni, să ai viață socială, dar în același timp, atenție, ce fel de prieteni. Pentru că nu toți prietenii sunt de calitate. Acei prieteni pe care, cu care consumăm, de obicei și ei sunt probleme. Ne ducem spre acei copii care consumă pentru că suntem valorizați în lucru. Avem o valoare. Ceea ce poate noastră nu găsesc. Poate la școală nu găsesc. Aici, oricum, școală este foarte important. Să nu permită să fie inegalități în lucruri. Adică toți suntem ca fel, toți suntem valoroși. Nu există copii care să nu fie cu valoare. Ok, nu sunt una mare. Nici eu n-am fost. Dar poate am alte talente pe care, pe lângă părinte, școala ar trebui să le observ. Copilul ăsta nu pe muzică. Hai să-l stimulez în altă pe muzică. Pentru că în momentul în care nu e stimulat să meargă spre muzică și insistăm să facă mate, ce studenți sunt profesori de matematică, de obicei matematică, și părintele insistă că trebuie să am 10 la mate, dar de fapt nu înțeleg ce acolo, pentru că nu este limba japoneză, dar pentru mine este limba străină. Pe când muzica este cea pe care o trăiesc, pe care îndrăiesc, pe care am sentimente. Și acolo este rolul profesorului timp de, să zicem, 8 ani de zile, pentru general e foarte important. Să-ți îndrume copii. Da? Nu tot suntem cu perea, nu suntem pe oameni. Și poate să fie profesor foarte bun de geografie, de istorie și să fie extraordinar. Tot ce facem ca și copii au repercusiuni mai departe viață. De asta am spus. Da, mă duc și mă sunt. Umplu ceva, mă simt bine. Pe moment mă simt super bine. Îi întreb pe copii ce simt. Eliberare, fericit, sunt fericit. Da, toată fericirea asta este de foarte scurt durată. Și ca să pot să fiu fericit mai departe, am nevoie de drog din ce în ce mai mult. Și pentru asta, la început, avem în mine acei prieteni care ne oferă. Hai așa, să vezi noi, prima dată, nu se întâmplă nimic. Ok? Poate să nu se întâmplă nimic. Există și mai în casă în care când se face rău după drogul respectiv, omit, ce mai e? Dar poate sunt acolo. Și dacă am probleme, de exemplu, cu școală, și mi-a duce alinare și mă simt bine, câteva să nu mai duc și a doua oară, pentru că am putut să mă duc la tată și să răspund. Fără să simt acel sentiment de frică, de inferioritate. Și mai am și nu mai duc la tată la școală, că mai am de răspuns la română, ca să facem discriminare. Da? Și tot așa. Ori, nevoia de drog începe în ce începe să crească. Dar în început am avut acei prieteni care mi-au dat ca să mă atragă, pentru că, din păcate, și în școală, există limba. Mă nu este și da? Care nu sunt dragi toate pe colegii voștri. Și ca să poată să obțin o rețea, ofer.
plătește la un moment dat. Și dacă la început mi-au dat, după aceea nu cer. Și ne cer bani. Și ne cer bani și banii de unde obțin. La început facem economie. Sau învățim puiul mai multe și cu un roz. Dar la un moment dat nu cer ori mai mult și am nevoie de rog mea personal. Cum pot să-mi fac cu ceilalți? Și atunci îmi cer scură. Prima dată cu foarte puțin clasă, ca să nu se reclamă așa, da? Iar după aceea încet, încet, încet să nu fie nimic. Un telefon am pierdut, un laptop care s-a spart și așa mai departe. Iar în final, încep să fiu pe bune în clasă. 10 euro care au lipsit părinților și abia atunci și-au dat seama, asta e partea proastă. Care părinții și-au dat seama de abia când le-am lipsit un mare de bani în clasă. Aici spuneam, dacă există o relație corect între părinte și copil, părintele ar trebui să vadă ce se întâmplă cu copilul lui de la început. Simți. Dacă ești acolo pentru copilul tău și pentru o oră pe zi, simți. Simți că ceva nu-i vorbim în el. Simți după cum zâmbește, cum se ascunde, ce gesturi face, cu cine vorbește, devine anxios. Pe lângă faptul că începe să fure copilul din casă, și pentru că părintele îi impune niște reguli să părinți și care e atare, începe să rovească. Începe să spară. Și atunci ajung la mine. Din păcate. Cu poliție, cu ambulanță, cu tot ce e nevoie. Nu-i plăcut pentru mine. Nici măcar pentru mine. De fiecare dată când văd ambulanță în ultima perioadă și poliția, știu că va fi un copil agresiv, care a pus mă rog. De-aia spune că nu pentru mine, pentru că, din păcate, serviciile pe care le avem și pe care le oferim pentru copii, să putem să ajutăm, sunt foarte puține. Și se întorc din nou pe stradă după câteva zile de internare și le-au tratat. De asta spun, e foarte ușor să te apuci, de greu să te lași. Sunt copii care spun, Doamne, pot să-mi las să te. Asta e întrebarea. Nu te lași noi, când te lasă ceilalți. Nu te întâmplă, tu luți, tu luți propria fel. Părinții trebuie cu tine, dar prietenii, din mele, nu luți cu tine. Sunt împotriva ta, practic. Pentru că și ei consumă, și ei sunt în aceeași situație. Și vorba de valorizare. Ați întâlnit copii care au consumat, exclude așa oameni. Ce părere aveți? Am avut o părere foarte bună și am încercat să mă depărtez de el. Cui mie? Da, mie mă știu de tine. Da.
În cine aveți încredere să vă spuneți, să le spuneți problemele pe care le aveți, pentru că nu toți prietenii sunt de fapt prieteni, ci informații care țin de dumneavoastră, de intimitatea dumneavoastră, dar nu să fie postate pe rețelele de socializare. Și nu e un caz foarte bun. Și de acolo problemele din nou cresc. Pentru că încercăm să spunem lucruri, încercăm să ne facem părinții, devenim depresivi, devenim, de fapt, încercăm să ne automutilăm și foarte multe probleme pot să facă. De la droguri pornim, ce efecte pot să fie, din păcate, ajungem și la depresie, avem multiple frici, am discutat despre partea de agresivitate în care nu mai ținem cont de restul, că ne prezint din prosun și că nu dăm seama că am fost noi. Ajungem la psihoze, dacă știți ce înseamnă, adică alucinații, delir, tot felul de probleme. Probleme neurologice, pentru că nu-mi place să spun, dar sunt acei copii care în momentul în care au consumat foarte mult, parcă au creierul fric. În ghilimele. Parcă nu gândesc. Parcă nu sunt ei. Și din păcate lucrurile astea de degenerează. Pentru că fiecare sinapsă care avem în creier, am putea să facă. Din punct de vedere neurologic, să spun. Nu e ușor. Lupta cu drogurile e deloc ușoară. Și pentru mine este una din cele mai grele lupte. Pentru că, din păcate, nu știu de ce, dar foarte mulți adulți nu vor să audă. De cum? Vor să audă doar de adulți. Și e trist, pentru că voi sunteți viitorul, voi sunteți cei care, peste câțiva ani, va trebui să duceți mai departe stilarul. Și e trist. Dacă aveți întrebări, pentru că nu vreau să vă rețin, e bine, vine vacanța, am rasă într-o mână, cred că mediile mi sunt tăiate pe jumate. Deci n-aveți întrebări. Sau nu vreți vacanță? Vreți vacanță? Da! Și liber vinerea, nu? Da! Bun. Având în vedere că nu mai sunt întrebări, sau dacă sunt întrebări și pe rușine să le puneți acum, există cadrele didactice care pot să vă ia întrebările, putem să răspundem împreună, chiar incognito. Cu drag, răspundem la orice întrebare aveți, chiar dacă este pus așa, din rețele pe sluși. Cu drag, așteptăm întrebările dumneavoastră și suntem aici oricând sunt probleme, să le discutăm, fără să aveți niciun fel de gen. Eu vă mulțumesc foarte mult că a fost alături de noi și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunteți minunați. Țineți minte acest lucru, fiecare din voi este o valoare și încercați acea valoare să construiți, să fie ceva bun pentru voi și nu negativ. Ne vedem la școală, iar cei de la Flash Mob în centru.